Cei mai mulți bolnavi se pare că se înregistrează în Pătulele. La o singură secție de votare din cele trei înființate în comună, au fost înregistrate până sâmbătă seara peste 130 de cereri pentru deplasarea urnei mobile la domiciliul alegătorilor. Avem 133 de cereri înregistrate și trimise deja de aseară de la ora 22 la Beș. Deci au fost transmise tot prin fax, da. E cifra mai mare sau mai mică decât data trecută? E mai mare. O situație asemănătoare se înregistrează și la secția numărul 205, amenajată în localitatea Jiana Mare. Câte cereri au fost depuse până în prezent? 61. Față de alegerile trecute sunt mai multe? Mai multe cu 10. Nici la Jiana Veche lucrurile nu stau diferit. Câte cereri există pentru urna mobilă? Pentru urna mobilă sunt vreo 32 de cereri. Însă acum... La alegerile trecute câte au fost? La alegerile trecute au fost mai puține. Cert este că numărul solicitărilor pentru urna mobilă a crescut mult comparativ cu alegerile locale. Să fi devenit între timp un județ de bolnavi este o întrebare fără răspuns deocamdată.